Am vorbit mult și ne-ați oferit multe detalii în legătură cu efectele catastrofale a acestei secete prelungite pentru România. Ce se vede în momentul de față? Într-adevăr, vorbim deja de 6 luni din anul agricol 2021-2022, după o toamnă secetoasă și 2 luni din iarna 2021-2022, de asemenea cu cantități deficitare. Vorbim de o lună ianuarie cu o cantitate medie de numai 24,9 litri pe metru pătrat față de o normă de 33,6 litri pe metru pătrat, iar pentru februarie, de la 1 februarie și până în prezent, numai 11,6 litri pe metru pătrat față de o normă de 31,6 litri pe metru pătrat, în condițiile în care luna februarie este cea mai secetoasă luna anului și a iernii, din punctul de vedere al regimului de precipitații. Și într-adevăr, la acest moment, jumătatea estică a țării este afectată de secetă pedologică moderată și puternică, dar chiar și în partea de vest a Banatului, a Crișanei și chiar și în vestul Transilvaniei avem zone și areale unde deja seceta pedologică este moderată, luând în considerare, așa cum menționam, cantitățile semnificativ reduse în cele 6 luni. Doamna Mateescu, vă rog foarte scurt să-mi spuneți când vom ști exact dacă anul agricol va fi iremediabil afectat de această secetă. Până în ce lună mai putem aștepta? Așa cum arată informațiile, cel puțin până la jumătatea lunii martie, caracterul deficitar în continuare al regimului de precipitații cu siguranță va impune măsuri specifice și pentru culturile înființate în toamnă, dar și pentru declanșarea campaniei de primăvară, pentru că rezerva de apă este un element definitoriu și după o iarnă în top 5 cele mai călduroase ierni 2021-2022 până în prezent. Mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări, Elena Mateescu, directorul